Între timp, noi ne concentrăm pe alte lucruri. Astăzi, în platoul Vorbește Lumea, nu mi-a ieșit, a venit un educator muzical care o să ne învețe câteva activități care ajută pe copii să se dezvolte armonios. Gianina Studencu, bine ai revenit! Bine vă revăd, să știți că de data trecută nu mi-am schimbat meseria, chiar dacă astăzi sunt într-o ținută sport și cu o minge de basket în mână. Prezintă-ne și copilașii pe care ne-am astăzi. Astăzi am venit cu Tea, cu Eric și cu Daria, elevii cei mai longevivi ai mei și cei mai mari, pentru că astăzi vă propun două exerciții un pic mai grele, astfel că ar trebui să vin cu niște copii mai măricei. Opa, mai grele, adică necesită o vârstă minimă? Necesită un grad de concentrare mai mare și dezvoltarea motrică mult mai bună, pentru că veți vedea și vei vedea că nu jucăm basket. Zine rolul principal al acestor jocuri, înainte să ne apucăm de treabă. În primul rând, coordonarea. Este nevoie de coordonare în tot ce facem de zi cu zi. Este nevoie de atenție și concentrare la școală, la grădiniță și de lucru în echipă. Iar eu am pus muzica ca și element cheie în toate aceste exerciții, iar pentru copii este mult mai distractiv și mult mai antrenant și fac cu mult mai multă plăcere când dau și o piesă frumoasă și antrenantă pe fundal. Deci ca un fel de coreografie. Da, îi putem spune și așa. Bineînțeles. Ținem ritmul. Înainte să facem prima rundă, ne explici care sunt mișcările pentru început? Vrei să-ți explic sau să te testez? Copiii deja știu despre ce este vorba. Știți, da? V-ați jucat de multe ori bunezi joculețul ăsta. Acum presiunea e pe mine să văd dacă mie îmi iese. Exact. Bine, atunci o să dăm drumul la muzică pentru primul joculeț și o să vedem, vouă sigur o să vă ia, să vedem dacă îmi iese și mie. Să pornească prima piesă, da? În 3, 2, 1, start! Și lovim! În sus! Lovim parchet. Mingea pe picior, ținem ritmul. Nu prea vă zâmbetele, cred că a fost așa multă concentrare pe a ține ritmul. Și cu ambele mâini cu viteză ca la tobe. Stop primul exercițiu ăsta. Stop primul exercițiu sau asta? Bravo copii! Foarte bine. Chiar nu a fost greu. Mi s-a părut tare. Am nu a fost ritm, greu? Bine. Tu ești o persoană adultă care deja are niște capacități și niște abilități. Da, nu știu, nu știu despre asta. Gianina, nu te aruncau în declarații. Atunci când cei mici au testat pentru prima oară acest exercițiu, a fost cu dificultăți, pentru că ori nu aveau, nu gândeau puterea cu care să lovească parchetul, ori le fugea mingea din mână, de aceea prin exercițiu și prin perseverență se lucrează toate aceste abilități, cât să nu le mai scape mingea, cât să o arunce cu rapiditatea ritmului, da? Și a tempoului piesei. V-ați descurcat excelent copii la prima provocare, ca să zic așa. Înțeleg că mai ai un joculeț, nu? Mai avem un joculeț, uite, avem în spate alt tip lăsăm de mingiuțe. Mingile, da? De basket, hai bine. Să le punem aici. Le o să aduc parte. Eu mingiuțele copii, rămâneți voi acolo, ia. Le punem aici. Le adunăm, așa. Am zis că astăzi, astăzi rămânem în zona de sport. Uite, ne folosim în continuare de o minge de tenis. Stăm jos, da? Rămânem pe scaune, bineînțeles. Din nou este un exercițiu ritmic, pentru că doar despre asta vorbesc. Folosim ambele mânuțe, folosim și picioarele. Totul se întâmplă pe muzică, pe ritm, lucru în echipă și sincron. Să vedem dacă și de această dată juriul nostru ne spune cum stăm la sincron. Voi aici decideți. Suntem pe poziții. Avem butonul de golden buzz aici, să știți. Așa, bun. Păi bănuiesc că și pentru acest joculeț ne trebuie hai o piesă, că-ți spun, nu? Ce avem de făcut. Lovim, prindem și țac, țac, țac. Mutăm în stânga repede. Lovim, prindem, țac, țac, țac. Hai să vedem cu muzică, da? Niciodată nu e chiar atât de simplu când vine Gianina. Sunt convins că mai are niște rifonfleuri pe acolo, dar hai să vedem. Ia a doua vedem. Piesă. În 3, 2, 1, start! Pregătim și start. 1, 2. Hai, schimbăm mâna. Stânga, dreapta. Repetăm.
tac, tac. Mingiusa urcă. Coboară. Și din nou. Pa! Pa! Putem inventa și reinventa tot felul de mișcări, ne putem ridica și în picioare, însă astăzi am ales să stăm așezați pentru că înălțimea lor nu este atât de mare, da? Și le era greu să dea cu atâta putere. Ia, hai să vedem. Bravo! Bravo, 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 bravo. Ne-am descurcat bine. Da, foarte, foarte bine. Bine, foarte bine. Bravo. Copii, vi s-a părut greu? Nu. Nu? Nu. Nu. Faceți lucruri mai complicate de atât? Ia, stați așa un pic, să iau un microfon. Merge microfonul așa ăsta? Colegii, ia să vedem. Există joculețe mai grele de atât? Nu. Nu? În general sunt simple. Ți s-a părut greu de la început, cumva? Sau ți s-a părut mereu simplu? Mi s-a părut puțin greu la început. Da, și după aia te-ai adaptat? Da. Și acum e tot ok. Dar voi câte exerciții faceți? O oră sau cât repetați atunci când vă duceți la cursuri? Cât durează? Uite, zine tu. O oră. O oră? Da. Și de câte ori pe săptămână? De câte ori pe săptămână? Odată pe săptămână. Odată pe săptămână. Wow. Da. Am înțeles. Noi întrebăm pentru că nouă ne e greu să ne concentrăm 2 ore jumate pe zi. Nu știu dacă ați observat în emisiune. Gianina, copiii de orice vârstă se pot înscrie la așa ceva, nu? Începând cu un anișor. Da, lucrez cu 3 grupe de copii începând cu un anișor până spre 10 ani. Și încercăm, iată, cu ajutorul muzicii, a ritmului și a acestor exerciții de coordonare să îi ajut să fie mai concentrați, mai armonizați la școală, la grădiniță și să le fie mai ușor orice activitate apare în viața lor. Mulțumim frumos, Gianina, că ai venit. Mulțumim, copii, că ați venit.